Bună ziua, dragi prieteni, sunt Doru Căstean și iată că revin după o oarecare perioadă cu rubrica dedicată cărții de pedagogie. După cum v-am obișnuit, cărțile pe care le propun nu vin întotdeauna din zona literaturii foarte tehnice, a literaturii disciplinare de nișă dedicată pedagogiei, ci am încercat să prezint aici cărți care, după părerea mea, pot lărgi cât se poate de mult orizontul și profunzimea actului pedagogic. Sunt cărți care recunosc, sunt alese cumva în baza gustului personal, care mie mi-au spus ceva, care au adus ceva acolo în șlefuirea practicii mele pedagogice și tocmai de aceea simt nevoia să le aduc cu toată inima și cu toată deschiderea în fața dumneavoastră. Cartea despre care voi vorbi astăzi, ea aparține unui autor francez, André Comte-Sponville, și se numește Mic tratat despre marile virtuți. A apărut la editura Univers. Comte-Sponville e un autor important, e un filozof moral important și respectat în preaslă, însă cartea pe care o aduc în fața dumneavoastră, singura tradusă în limba română din câte știu, din opera acestui gânditor, este dedicată, după cum spune și autorul, în prefață, publicului larg. Este dedicată fiecăruia dintre noi și, cred eu, ar putea vorbi în multe feluri fiecăruia dintre noi. Este o idee a mea mai veche, pe care am tot spus-o și am repetat-o cu diverse ocazii, că, după părerea mea, ameliorarea substanțială și de durată a sistemului nostru de educație nu ține strict doar de dobândirea unor competențe și de o mai bună operaționalizare, dacă vreți, a tehnicilor pedagogice. Este oarecum străin tot acest imaginar utilitarist și operațional și tehnologic care a penetrat, care a contaminat profund pedagogia contemporană, pentru că eu continui să cred că actul pedagogic este un act important, un act profund uman, care are o complexitate ce nu poate fi formalizată în totalitate. Sigur, asta nu trebuie să însemne că nu e nimic care poate fi măsurat, observat sau ameliorat în decursul unui proces. Sigur că aceste lucruri există și parte din arta pedagogică și din onestitatea noastră, până la urmă, ca dascăli, stă și în a face o tăietură foarte clară, în a despărți în mod limpede și neechivoc ceea ce se pretează unei abordări științifice bazată pe măsurabilitate și ceea ce nu se bazează. Până la urmă, ca și literatura, aș spune, ca și arta în genere, actul pedagogic reușit este o combinație de tehnică, inspirație, artă și așa mai departe. Cartea lui Sponvi e o carte care vorbește despre virtuți, care vorbește despre virtute. Și aici aș spune că, după părerea mea, meditația asupra virtuților, asupra ameliorării și formării caracterului este o parte care nu mai poate fi ignorată, pentru că resimțim cumva efectele inconsistenței noastre morale la toate nivelele, nu doar în învățământ, ci cred că pe toate palierele și aproape în toate câmpurile de activitate. De aceea, cred că cu toții, profesori, părinți, elevi, avem nevoie să citim despre virtute în epoca modernă, avem nevoie să ne chestionăm viața morală, să ne chestionăm zonele de umbră, abisurile, zonele de indecizie sau de ambiguitate, pentru că, în fond, forța, curajul pe care Sponvi o așează printre virtuțile cardinale, spunând la un moment dat că de ea depind toate celelalte. Și tocmai de aceea, cred eu, limbajul virtuților poate vorbi încă fiecărui om interesat de viața lui morală. Pentru că, după părerea mea, aproape toată literatura motivațională și a dezvoltării personale, care a luat avânt cumva pe o filieră corporatistă în ultimele decenii,
Este doar o variantă mai soft, termenul de morală soft și de fericire soft aparține unui alt important filozof moral, Ianchelevici. Toată, repet, această filozofie soft s-a clădit cumva pe intuițiile și, aș putea spune, chiar pe ruinele vechii filozofii morale. De aceea vă recomand cu foarte multă convingere o carte prietenoasă, caldă, empatică, care vorbește în același timp profund și limpede fiecăruia dintre noi. Iar noi ne revedem săptămâna viitoare cu o nouă carte de pedagogie. La revedere!